Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Dragostea lui Halil Brahim Ceyhan și Slater Kolo a ajuns la sfârșit, ceea ce este asemănător cu dragostea lui Leila și Majnun. În această relație, una dintre părți a rămas singură. Deși una dintre părți credea că are dragoste adevărată în această relație, cealaltă parte, din păcate, tocmai urmărea o carieră când a început această relație. În urma cercetărilor noastre asupra detaliilor foarte importante, am găsit răspunsurile la toate aceste întrebări pe care publicul le punea. Halil și Sila, unul dintre cele mai discutate cupluri de seriale din ultima vreme, au devenit cu dragostea lor cele mai cunoscute nume de pe agenda revistei. Deci celebrii actori erau așteptați să-și anunțe relația în curând, s-a înțeles că dragostea uneia dintre părți era falsă. Deci care parte a trădat această iubire? Este Halil? Sau Sila? Halil și Sila au reușit să câștige dragostea publicului cu spectacolele, armonia și dragostea lor. Cu toate acestea, după ce Slater Kolo a părăsit seria Emanet, Halil Brahim Ceyhan a lăsat-o singură. S-a dovedit încă o dată când Halil Brahim Ceyhan s-a gândit doar la cariera sa și a participat la ceremonia de premiere, lăsându-și iubitul în pace. Când Halil Brahim Ceyhan și Slater Kolo s-au îndrăgostit, mulți telespectatori i-au criticat pentru diferența de vârstă de 16 ani dintre actori. Cu toate acestea, în ciuda criticilor, Slater Kolo nu a lăsat niciodată mâna lui Halil Brahim Ceyhan. Privirea iubitoare a lui Slater Kolo către Halil nu a trecut neobservată de public. Deci Slater Kolo a vrut să-și anunțe de multe ori relația cu Halil tuturor. Halil s-a opus acestei solicitări. Pentru că Halil și-a propus să rămână mai mult pe ordinea de zi, lăsând publicul mirat. Cu toate acestea, toate planurile lui Halil au eșuat după incidentul dintre Slater Kolo și echipa de producție. Halil Brahim Ceyhan, care nu a vrut să aibă probleme cu producția de bomboane, și-a încheiat relația cu Slater Kolo. Deci care parte crezi că este corectă în acest sens? Halil Brahim Ceyhan? Sau Slater Kolo? Ne-ar plăcea să ne împărtășiți gândurile dvs. În secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!